Salutare, oameni buni! Bine ne-am regăsit! La clipul ăsta nu am făcut introducere pe teren, cum s-ar zice, și m-am hotărât să fac acum din casă. Nu am prea multe de zis decât stați aproape, urmăriți întreg episodul, pentru că o să urmeze ceva foarte, foarte interesant. O lucrare specială. Acum, înainte să ne pregătim de aranjatul manetei de frână de mână, au venit coturile și mai am ceva lumină. O să vreau să mai sudez un cot aici. Vine cam aproape de... E cam aproape de băia de ulei. O să trebuiască să-i sudez o intermediară mai lungă, ca să pot pleca cu ea cam pe aici, pe undeva. Da, o să fac niște măsurături și îi facem o prelungire acolo de vreo 5 cm. O să trebuiască să facem o prelungire de fix 7 cm. Am luat cota. Și acum îi dăm sudura cu țeava prima dată. Prima oară îi dăm cap aici. Cam aici e treaba. Următorul pas ar fi să-i montez racordul, dar nu știu dacă să-l montez aici sau să-l montez mai în spate acolo. Cred că ar trebui să-l montez mai în spate totuși. Trebuie să mă gândesc bine cum fac, pentru că la un moment dat o să trebuiască să mai și scot evacuarea asta de aici. Dar cred că o să pot scoate pe aici, pe jos. Cam așa ar veni la prima vedere. Și mă duc cu ea drept în spate încolo. Ia să vedem cum fac să vă protez puțin aici, gata. Aici, racordul. Da, hai să-i dau sudura finală la
La mine are asta pentru că i-am dat un aft și nu ține. Îi mai dau acum câteva puncte puternice. Așa, am întărit-o, acum trebuie să mă hotărăsc să vedem cum fac cu racordul. Mă gândesc că dacă îi fac aici îmbinarea, ar fi bine, din ce cauză? Când o să vreau roată să fac evacuarea, ar fi mai scurtă, practic până aici e jumătate și de aici încolo pleacă altă jumătate. Da, hai să vedem dacă pot să-i bag colierul ăla. Cam așa vine traseul de evacuare. Mamă, cât de drag îmi poate fi. Am stat și m-am gândit, din gaura asta de aici, unde ar trebui să fie file, dar nu cred că este. Dar dacă nu e aici, găsesc eu altă variantă. De aici de undeva până aici o să-i fac o bridă cu un șurub unde să fie suportul evacuării pe partea asta. Iar traseul este cel pe care îl vedeți. O să-i mai facem acolo în față încă un suport. Evacuarea iese în direcția asta și pentru că nu vreau să merg pe stoc, am un plan să-mi iasă ceva frumos. Cel puțin mie îmi place și o să adopt treaba asta cu evacuarea.
din evacuare de acolo o să vin cu tulumba asta undeva exact aici sub prag. Nu pot să vă arăt acum. Ba da, dar stați așa că vă arăt. Aha, totuși am zis că nu pot, dar pot. Deci exact cum avem pragul aici, o să vin cu evacuare aici în lateral, să se vadă frumos și scrisul ăsta de aici. Iar după ce ieșim din ea, o să-i facem acolo o ieșire laterală, tăiată un pic în un ștrec, cum s-a zice, sau mai bine zis pe românește, tăiat într-o parte. Deci eu zic că toba asta de eșapament aici o să fie cireașa de pe tort. Dar o să vedem la final. Stați aproape. Mai avem puțin. Mai avem puțin. Am mai comandat două cuturi din astea. Dar nu cred că o să le folosesc. Totuși, dacă le-am comandat, o să le păstrez. O să le păstrez. Aici este ideea că mai trebuie una de... Mai trebuie o țeavă din asta la 60-65 de grade, nu știu cât are cealaltă. Ca să pot veni cu ea de acolo și să intru direct în tulumbița asta de sunet. Da, o să mai dau comandă pentru mâine de una de 60 sau cât are asta și am rezolvat misterul. Ne apropiem cu pași repezi. Mai avem cel mai greu pas, este instalația electrică. O rezolvăm noi și pe aia. Hei, salutare oameni buni, bine ne-am regăsit, dar în episodul ăsta, sau cel puțin în începutul ăsta de episod, ne regăsim în altă locație. De fapt, în prima locație de unde am plecat cu filmările pentru vlog. Ce vom face astăzi? Păi astăzi o să vreau să asamblez. Nu vă imaginați la o lucrare amplă. Vreau să fac o lucrare mică, dar să pot muta de aici caroseria asta pe care o am băgat în garaj, cred că are 3 ani de când zace pe aici. Ba a fost cealaltă, ba am mutat-o pe asta, am început la aia, m-am mutat la celălalt. Așadar, vreau să eliberez garajul pentru că vine iarna și vreau să bag o mașină aici. Astăzi o să refacem stâlpul. De fapt, el este refăcut. Îl avem făcut. După cum vedeți, am făcută și partea asta de laterală, pe care o să o sudăm prima dată, iar după aceea o să asamblăm stâlpul. Ideea este că o să trebuiască să fac aici, să-i sudez niște copci la urmă, pentru a nu se căsca caroseria. Nu mai are nici traversele puse și nu-mi plac nici traversele pe care le-am făcut pe alea noi, așa că o să-i dau niște copci de sudură ca să o pot deplasa de aici. Și acum o să ne apucăm să montăm partea asta, iar după aceea o să-i dăm și la stâlp. O să mă apuc acum cu afturile. Am găsit cel mai bun loc de masa.
Așa. Îi dăm afturi, afturi, pentru că după aceea o să avem probleme cu ondulatul tablei. Am pus panoul ăsta, l-am prins în puncte, i-am dat cu ceva vopsea pe aici ca să fiu cât de cât sigur că nu ruginește așa de repede. Am trebuit să mai dau aici un pic, plus că aici o să rămână la interior și nu prea o să mai fie acces. Iar acum o să trebuiască să completăm stâlpul ăsta, dar am o mică problemă. Caroseria s-a căscat, după cum vedeți, aici trebuie să vină lipită și aici avem vreo 3 cm. Cam asta e problema. Acum, ca să rezolvăm problema asta, avem două variante. Ori sudăm aici o chestie din asta, și anume o presă din asta de arcuri. O sudăm și strângem din ea cât avem nevoie. Ori să mă duc să iau o chingă, să leg din față și din spate. Dar cred că cea mai bună variantă e asta. Ai dau la asta două suduri. După aceea o tai. Acum îi sudăm piulița asta și prindem de ea, practic. Cam asta ar fi. Aha. E bine. E perfect, se strânge perfect. Mergem la încheia. Și îi dăm cu cheia. Hai să vedem dacă putem să-l apropiem când ne trebuie. Se pare că a venit, dar mai am o mică problemă. Cred că am tăiat-o cam lungă. Buza de dedesubt și din cauza asta nu prea-i de voie să se apropie.
Să vedem, să fac o analiză acum. Am mai dat o sudură aici, după cum vedeți, sus. Am prins laterala de partea din față. Avem măsurile perfecte, am măsurat la IMS-ul celălalt. Acum, i-am dat cu ceva vopsea la stâlpul ăsta pe interior, pentru că n-aș fi vrut să-l pun așa pur și simplu gol. După aceea, oricum, dacă o să-i mai vine rândul să-l fac, o să-l tratez. I-am dat și pe cealaltă parte, la capacul ăsta, cum s-ar zice. Iar acum, elementele astea două trebuie să le unim, să le sudăm, iar după aceea o să trebuiască să le băgăm aici și să-i dăm sudura finală. Iar ca să nu mai am probleme cu deschiderea caroseriei, o să-i sudez aici o limbă de tablă până la momentul la care o să-i vină momentul să-i refacem traversele, o să rămână așa, pentru că o să o dăm afară, să o mutăm în partea cealaltă. Dar până atunci mai durează. Mai avem ceva timp, oricum cu caroseria mâine o să vreau să fie închegată bine aici ca să o pot da afară. Și noi ne revedem cu celălalt IMS-ul. La revedere, seara minunată!